ecografiile de morfologie se împart în cele două trimestre. Sunt două ecografii. Cel mai bine ales este trimestrul 1, 12, 13 săptămâni cu 12 săptămâni și 4-5 zile. Cel de-al doilea trimestru, unii spun 20-21 sau 21-22 de săptămâni. Întotdeauna noi vorbim despre săptămâni și nu luni, pentru că luna obstetricală are fix 28 de zile. În ce privește importanța ecografiilor de morfologie, bineînțeles că prima, la 12-13 săptămâni, este foarte importantă pentru că odată cu această ecografie putem spune cu mare precizie și despre multe elemente dacă avem un copil sănătos, într-un anumit procent, evident, cât putem să vedem la 12-13 săptămâni și, evident, facem screening-ul pentru sindrom Down, pentru că asta este problema noastră în mărunt. Cealaltă ecografie, 21-22, deja aici avem multe elemente care sunt gata. Mă refer la dezvoltarea acestui copil, se termină, propriu-zis, dezvoltarea lui. De aici încolo începe maturizarea organelor și atunci avem ecografia de morfologie de trimestrul 2, 21-22. Acum depinde dacă are foarte multă experiență, operatorul o poate face liniștit la 20 de săptămâni. Deci este diferit ce se poate descoperi la fiecare, pentru că în trimestrul întâi, cum spuneam, elementele, de exemplu, despre inima fetală, nu avem foarte multe datorită rezoluției, care este destul de scăzută pentru trimestrul întâi, dar chiar și așa putem stabili foarte multe lucruri despre inima copilului. Eu țin întotdeauna să precizez povestea cu inima, pentru că este unul dintre cele mai malformate organe din toate timpurile, în orice situație. După care, elementele de creier sunt mai puține, dar sunt importante și evident că luând-o pe aparate și sisteme, acest trimestru întâi poate să genereze imagini, Doamne ferește, cu malformații în toată gama. De exemplu, chiar și malformațiile osoase, care sunt foarte rare, se pot vedea deja de la această vârstă. La trimestrul 2 avem altă rezoluție și aici deja vedem foarte multe. O luăm evident de la capăt, cu același inventar, dar la altă rezoluție și să ținem cont că, în ce privește creierul, structurile lui importante sunt gata. Și atunci avem a doua morfologie, 21-22 de săptămâni, unde putem înregistra malformații la absolut orice nivel. Sigur că aici se pune o problemă foarte importantă. În primul și în primul rând, se putea, ca să-i întrebarea numărul 1, se putea vedea la prima? Acesta a fost întotdeauna sfatul meu către medicii curanți care nu au supra-specializarea. Dacă nu au pregătirea necesară, este o mare problemă să se uite în ochii pacientei și, evident, la întrebarea când se vedea, să vină cineva să spună, se vedea în primul trimestru. De aceasta am spus eu că amândouă morfologiile sunt foarte importante, dar prima este, în primul rând, cumplit de grea, tehnic vorbind, și în al doilea rând, de asta este atât de importantă pentru mamă. Vă dau cel mai simplu exemplu. Dacă este o malformație cardiacă, dar este compatibilă cu viața, hotărârea de a întrerupe sarcina la 21-22 de săptămâni e una, hotărârea de a întrerupe acea sarcină la 12-13 săptămâni e alta. E cu tot o altă poveste. Adică, din punctul de vedere al mamei, este o traumă extraordinară. Sigur că fiecare morfologie are importanța ei, dar de asta morfologia de trimestrul întâi este atât de importantă. Prima morfologie, practic, de multe ori să știți că nici nu există. Nu există de ce? Pentru că medicul curant spune așa, las că mă uit eu. Că evident, în mare se va vedea că acel copil are toate segmentele, se uită puțin, îl vede mișcând și cam asta e. Ascultă inima, absolut obligatoriu, și cam la asta se rezumă. În cazul ecografiei de 12-13 săptămâni, când este incert diagnosticul, ce poate să fie incert? Poate să fie de obicei inima, că ea se vede cel mai greu. Creierul, dacă găsim ceva, în general în trimestrul întâi e așa, ori sunt foarte puține elemente dezvoltate, nu prea are ce să fie incert, pentru că elementele respective, dacă nu s-au dezvoltat, nu e nimic incert, e clară treaba. Sau, în primul trimestru, elementele de creier se văd, dar nu ne plac cum se văd, în sensul că nu avem noi exact rapoartele, dimensiunile, hai să spunem acest aspect. Sau, cum spuneam, inima, se vede ceva, dar nu avem rezoluție, sau nu a stat copilul, sau nu ne-a plăcut. Efectiv, este o chestie de feeling când spun asta. Ne poate da câteva indicii că s-ar putea să fie o problemă. Și atunci chemăm pacienta la 16-17 săptămâni, când încă mai putem pune vaginala și vedem și mai bine pe burtă. Atunci facem exact ce a spus, revenirea după trimestrul întâi. Nu tocmai la 21-22, nu, Doamne ferește, că atunci n-am făcut nimic. Din păcate, în cele mai multe cazuri așa se întâmplă, adică la 12-13 săptămâni cineva nu pune diagnosticul sau îl pune de gen nu s-a văzut, nu se comunică foarte bine cu pacienta, pacienta nu știe despre ce e vorba și vine direct la 21-22 pentru că i s-a spus, las că atunci se vede mai bine. De asta toată lumea știe că a doua e mai importantă.
Dar nu este așa, pentru că a doua deja poate fi tardivă.